mega plin trenul, prima dată când prind așa de plin aici în Italia. Să ne oprim aici, fix lângă biserica asta, la o cafea, sau era o cafenea. Pe cele două castele se bazează, practic, sau așa se zvonește că se bazează povestea lui Romeo și Julieta, așa că mergem să le vizităm. Gabriela deja s-a supărat că am adus-o, e destul de abrupt cel aici. Am ajuns în vârful turnului de la castelul lui Romeo, se vede foarte, foarte frumos în toate direcțiile. Și am ajuns la castelul Julietei, acolo e castelul celălalt, al lui Romeo, pe care l-am vizitat înainte. Salut și bine v-am regăsit cu un nou vlog. Astăzi este 17 noiembrie și noi suntem în Padova, moment de față. Am plecat de acasă, este o vreme extraordinar de frumoasă. Cred că e cea mai frumoasă zi de până acum, de când suntem în Italia. Așa mi se pare mie. Deocamdată. Sper să rămână așa, adică să nu rămână așa, scuze, să fie cea mai frumoasă până acum, dar de acum încolo să fie tot mai frumoase. Astăzi ne vom plimba, vom vedea pe unde ne vom plimba, dar ne vom plimba, asta e pe scurt. Deocamdată ne plimbăm prin Padova, pe străzile din centru istoric, din centrul vechi, foarte drăguțe. Ne-am găsit o șapcă cu Padova, iată-o. Mi se pare un pic cam scurtă, dar zice Gabriela că e ok. Am mai auzit vreodată pe cineva să zică despre o șapcă că e prea scurtă. Aici, prea simt așa. Aș vrea să fie asta un pic mai mare. Așa. Dar e ok, îi mai fac un pic asta, mă mai îndoi și o să fie ok. Pricey, dacă mă întreb pe mine, pentru cum e șapca asta, 8 euro am dat pe ea, dar trebuia să iau și de aici ceva. Dar pe aia și mai urâtă din Ravena, ai dat 12 și acolo nu ți s-a mai părut pricey. Păi nu mi s-a părut pricey, pentru că aia mi-a plăcut cum stă. Ea mai urâtă. Urâtă ești tu. Poate da și șapca era. No, asta e. Uite aici, niște ruine. Ne apropiem de gară și aici este un parc și aici îi avem bustul, sau mă rog, statuia lui Giuseppe Garibaldi. Și aici o avem pe Gabriela. Capătul parcului și trecem. Este un râu și mai multe canale care cumva înconjoară orașul. Foarte drăguț să văd. În zona asta nu am prea plimbat pentru că am fost mai mult în partea cealaltă, acum suntem aproape de autogară și de gară. Dar îi arată fain încolo, cred. Am ajuns în zona gării. Acum vorbeam cu Gabriela ce bine era dacă locuiam aici în blocul din spate, cum trebuia să stăm. Ar fi fost super. Am luat niște bilete astăzi pentru Vicenza, ca să vizităm și acolo niște una alta. Imediat o să revin de ce mergem acolo. Ideea e că suntem în gară și așteptăm trenul, o să plece mai puțin de 15 minute. Cam plin pe aici. Oare încăpem cu toții în trenul ăsta? Mega plin trenul, prima dată când prind așa de plin aici în Italia. Aveam o stație, noroc, 16 minute să ajungem repede. Stare curios că sunt 35 km aia înseamnă că o să meargă cu vreo 150 la oră. Am plătit 9,20 € pentru două bilete. Am ajuns în Vicenza, 16 minute fix a durat nenorocirea, a fost foarte cald și foarte multă lume. Având în vedere că mâine vom merge către orașul iubirii și anume Verona, de aici din Italia, orașul poveștii celor doi cei mai cunoscuți îndrăgostiți, Romeo și Julieta, am zis astăzi să venim până în Vicenza și din Vicenza să luăm un bus către Montecchio Maggiore, unde sunt două castele, castelul lui Romeo și castelul Julietei. Se presupune că povestea a fost inspirată sau se bazează pe aceste două castele. S-ar putea să fie doar o legendă, s-ar putea să fie real, nu știu, dar mergem să vizităm, așa că mergem să luăm niște bilete, să vedem de unde luăm busul încolo. Am luat două bilete, au costat 6 euro împreună, 3 euro un bilet până acolo. Mergem la peronul numărul 5 ca să luăm busul. Am ajuns la Montecchio Maggiore, cam jumătate de oră am făcut din Vicenza. Am ajuns în centru, e foarte micuț orășelul ăsta, este o biserică mare. Aici văd ceva cafenea, mergem să bem o cafeluță că ne bubuie creierii. Uite ce frumos e aici. Să ne oprim aici,
fix lângă biserica asta la o cafea, sau era o cafenea, la câte un cappuccino și mi-am luat o bricică, Gabriel o apă. Deci nu știu cât o să plătim pe asta, o să vedem minte naș. Nu prea beau eu cappuccino, dar decât stăm în Italia, tot cappuccino am băut și să știți că destul de ok. Avem aici în primul și în primul rând catedrala, o catedrală construită relativ recent, secolul trecut. În anii 1970 și se vede ce am văzut din poze, se vede foarte interesant că nu prea sunt clădiri înalte în orașul ăsta și atunci de oriunde te uiți cumva se vede biserica mai înaltă. Deci are numai vreo 50 de ani aici și de aici pornim și o să mergem să vizităm cele două castele. Avem noroc că avem vreme frumoasă și încă avem și lumină astăzi până pe la 5, avem 3 ore de lumină, cam jumătate de oră o să ne ia drumul până acolo sus. Hai să vedem. În rest, Montecchio Maggiore e un orășel destul de vechi, cele două castele existând din anul aproximativ 975. Pe cele două castele se bazează practic povestea, sau așa se zvonește că se bazează povestea lui Romeo și Julieta, ai cunoscuta poveste de iubire scrisă de Shakespeare. Povestea în sine se întâmplă în Verona, unde o să ajungem mâine, o să vedem și acolo probabil multe chestii legate de această poveste de dragoste, așa că mergem să le vizităm. Gabriela deja s-a supărat că am adus-o. E destul de abruptel aici. Aș putea zice că e chiar abrupt, nu abruptel. O să avem un pic de urcat de aici de jos, 1,2 km până la primul castel. Primul castel este aici în față, Castello della Villa. Acesta este castelul lui Romeo. Păi ce vie peste tot ce se vede aici, pe dealul ăsta. Și acolo sunt alte localități, turnuri, chestii frumos. Iar acolo se vede celălalt castel. Am ajuns la intersecție de drumuri. Aici, în dreapta, mergem la primul, Castello della Villa, care e Castello di Romeo, iar în față este Castello della Bella Guardia sau Castello di Giulietta. Am ajuns la castelul lui Romeo. Sus aici. Hai să vedem. Vârful turnului de la castelul lui Romeo se vede foarte, foarte frumos în toate direcțiile. Nu știu, e o ceață sau ceva, nu e o ceață, nu știu ce e aici, un smog și se vede foarte greu încolo. Zici că absolut tot e în ceață cum bate așa tare soarele. Și uite, acolo jos se vede biserica de unde am pornit, din centrul orașului. Iată că acum au intrat un pic soarele după nori și parcă se vede mai bine de jur împrejur. Aici jos se vede Montecchio Maggiore, biserica în mijloc. Acum mai partea distractivă, așa zice Gabriela, coborârea. A primit Gabriela un pliant acolo cu niște filme care o să fie aici, presupunem proiectate că este aici. Uite câte scaune sunt aici și e pânza acolo. Și aici este inclusiv un bar care acum nu există, dar e acolo. La castelul Giulietei. Iată, și dacă vă e foame, sete, este și un restaurant aici. Castelul Giulietta e Romeo. Și acolo e celălalt castel, mi se pare acolo ar fi un bar, numai nu știu dacă e deschis acum ceva sau nu. Uite, aici e restaurantul. Nu știu dacă e deschis sau nu, dar sunt mesele scoase. Deci de-aia mă gândesc că ar trebui să fie deschis. Și aici au un turn similar ca și la castelul lui Romeo. Urcăm aici, am văzut lume sus.
Da, nu m-am văzut sus în turn, deci posibil ca în turn să nu se poată urca, cred că nu se poate urca, dar măcar se poate aici, pe partea aici sus, partea asta. Și cred că se vede frumos și de acolo. Acolo e castelul celălalt al lui Romeo pe care l-am vizitat înainte. Și aici suntem mai aproape de oraș, și suntem chiar lângă biserică. Foarte frumos. Da. Coborăm, gata, înapoi spre, cum îi zice, Maggiore, Macchiato Maggiore, îmi pare rău, nu știu cum îi zice la, tot uit, Montecchio, așa, ne întoarcem acum spre Montecchio Maggiore, mă rog, suntem în Montecchio Maggiore, da, suntem, practic, da, aici sus pe deal, și luăm busul înapoi, acum spre Vicenza, unde o să ne plimbăm puțin pe străzi, ca să vedem și orășul ăsta. Am luat-o pe o scurtătură, în loc să mergem pe șosea principală, o să ajungem acolo la vie, jos. Am ajuns înapoi la șosea, iată. Asta au fost cele două castele, castelul Romeo și castelul Giulietei, de aici, din Montecchio Maggiore. Mi-a plăcut foarte mult. E un pic de urcat până aici, dar nu-i groaznic. Partea faină e că a fost gratis intrarea la ambele. Bine, nu sunt cine știe ce ați văzut, deci sunt doar niște rămășițe de niște castele din secolul 10, deci se presupune că din aproximativ 975. Nu știm, nu se știe, nu vom ști niciodată dacă într-adevăr aceste două castele au fost la baza poveștii de dragoste scrise de Shakespeare dintre Romeo și Giulietta, dar așa se presupune, așa că, cum am zis și la început, dacă tot mergem la Verona și acolo probabil o să vizităm una alta, am vrut să venim să vedem și presupusa sămânță de la care a început toată povestea asta. Gata, am coborât. Cum a fost? Tremurător. Am ajuns în centru, mergem să căutăm de unde luăm busul și de unde luăm bilete pentru bus, mai important. Am ajuns în stație, stația pe partea cealaltă, pe partea asta era o librărie și am întrebat, nu se vând aici bilete, dar se vând la tabacherie. Cred că pe aici am văzut o tabacherie. Mă așteptam să poți să iei relativ ușor bilete, să fie biletomat sau ceva, sau să poți să iei de la conductor, de la șofer. Uite aici, bilieti, scrie aici. Da, într-adevăr, aveau bilete, am luat două bilete, tot așa, 3 euro unul, deci 6 euro pentru amândoi. Și acum înapoi în stație. Suntem în Vicenza, un oraș de aproximativ 115.000 de locuitori, micuț, destul de aproape de Padova, la 35 de kilometri. Tot orașul oarecum face parte din patrimoniul UNESCO, pentru că aici sunt numai puțin de 23 de vile construite de arhitectul italian binecunoscut de către lumea de specialitate, pentru că eu nu știam de el până acum. Așadar, arhitectul binecunoscut italian Andrea Palladio. Datorită acestui fapt, orașul a și primit numele de, am să zic întâi în engleză, City of Vicenza and the Palladian Villas of Veneto, sau altfel spus, orașul lui Vicenza și al palatelor paladiene din Veneto. Veneto fiind toată zona asta, regiunea asta în care suntem noi acum, inclusiv Padova face parte din regiunea Veneto. Deja am dat de niște clădiri interesante și o biserică foarte, foarte mare. Sincer vă spun, mi-ar fi plăcut să ajungem mai devreme aici, dar dimineața am lălăit-o un pic, iar acum am stat foarte mult după bus. Dacă am fi ajuns cam cu o oră mai devreme, vremea ar fi fost perfect, așa sper să vedem cât de cât clădirile, pentru că din câte am văzut aici prin Italia, nu prea se aprind becuri să lumineze centrul, să lumineze clădirile, sunt așa mai obscure puțin, mai întunecoase. Se la vin! Aici cred că am ajuns cumva în zona centrală și aici, în dreapta mea, mi se pare
E o clădire care arată foarte similar cu piața din Padova, care face parte din patrimoniul UNESCO. Despre asta am citit că e Palladian Basilica, deci asta să fie o biserică, Doamne, ce dubioasă e. Basilica. Păi are și turn aici, uite, cu clopot și ceas. Asta e Loggia del Capitaniato. Așa de frumoase clădirile astea, păcat că e întuneric și nu putem să le vedem. Sunt aici câteva clădiri paladiene atât de frumoase, dar din păcate nu le putem vedea pentru că nu sunt aprinse nimic, nu-i aprins bec, nu sunt luminate. Deci dacă vreți să veniți aici în Vicența, chiar n-are rost să veniți seara, numai dacă veniți în timpul zilei să vedeți. Sunt convins că e foarte frumos și noi nu putem să vedem cât de frumos e din cauza că, na. Uite, aici pe strada asta e destul de lumină, se vede și în spate și în toate direcțiile. Unde sunt clădirile astea mai faine, nu este lumină. Apoi în gară, peste 15 minute avem trenul înapoi. Suntem la fix. Tot așa, 9,20 € am plătit pe bilete. Cum ți s-a părut Vicența, Gabriela? Am văzut unde n-am mai putut. Da, a fost un pic cam fail din partea noastră. Acum asta e, am fugit prin centru și am zis că n-are să mai stăm, că nu vedem nimic oricum. 10 minute plecăm înapoi spre Padova. Am ajuns aici în zona gării. Wow, super. Seara e și mai animată treaba decât ziua. No, Gabriela, dacă stăteai la hotelul ăsta, erai acasă deja. Așa este. Acum trebuie să mergi, să treci prin tot centru, viața este greu, problemele e multe. Am venit din nou să mâncăm aici, că era foarte bună mâncarea. Eu mi-am luat aceeași pinsa pe care mi-am luat-o data trecută și Gabriela și-a luat o pizza diferită de data asta. Se pare cu prosciutto cotto și ciuperci. Poftă bună să avem! Am ieșit de la pizzerie și între timp a început să plouă, nu ne așteptam la asta. Dar de data asta nu ne-am simțit așa de bine aici la... Da, nu. Deci dacă vreți să veniți aici, să fiți atenți când este șeful Francesco, care este un tip chel. N-ai cum să-l, da, să-l confunzi cu altcineva. Acum au fost doi tinerei, care niciunul nu e italian. Eu, da, cred că contează. Da, 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 și eu așa cred. Parcă nici mâncarea nu a fost așa, pizza ta nu a fost așa grozavă. Nu. Mi se pare că ar fi putut să fie mai bună. Pinsa mea, cum a făcut-o, mi se pare că mi-a pus, dacă ești în România și ai chestia asta, că îmi place mâncare multă, da, au pus mult mai multe chestii. Dar nu a fost mai bună decât data trecută. Adică mi se pare că a fost, cum se fac la noi pizzele, știi, că pui, sau mâncărurile, că pui mult și înneci acolo cu tot felul de ingrediente. Trebuie să fiți atenți să fie Francesco aici, nu tinerei. Care probabil o să învețe și ei. O să învețe, bună, poate o să acum... învețe. Poate o să învețe, nu zic nu, dar acum nu a fost. Am plătit tot 19 euro pe ce am mâncat acolo. Pinsa mea 7 euro, pizza Gabrielei 8 euro și 4 euro a fost berea. Hai să luăm dacă tot ai lăudat asta. Exact, dacă tot plouă și tot am lăudat marginile astea care s-a acoperite, să mergem și noi aici ca să nu ne plouă. Uite ce frumos, altă poveste, nici umbrele nu străbă. A început să plouă de umbrele, așa că le-am scos. Iată-o și pa mea.
ajuns acasă. Cam asta a fost pe azi. A fost o zi foarte obositoare. Am pornit o activitate de acasă. Bine, am tot oprit-o când am circulat cu trenul, respectiv cu busul, dar în rest am pornit-o și mi-a dat 16 km după GPS, deci ne-am plimbat mult, oi. Am vizitat niște locuri foarte interesante, foarte frumoase, ne-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Cu asta am să și închei vlogul, pentru că mâine încep unul nou. Mergem în Verona. Dacă ți-a plăcut, te-aș ruga tare mult să-mi dai un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și ne vedem cu următorul vlog. Până atunci aveți grijă de voi. V-am salutat!